Dragi vizitatori, dragi iubitori ai cărții, la al treilea eveniment din această seară, la standul editurii Herald. Este vorba despre un eveniment special, un eveniment deosebit, cu tema regularitate și istorie masonică. Lansarea cărților din colecția Artă Regală, Ortodoxie masonică de Jean-Marie Ragon și istoria francmasoneriei de Albert McKay. Invitații din această seară care sunt alături de noi, avem onoarea să-i avem alături de noi, domnul Vasile Zecheru, domnul Horia Nestorescu Bălcești, domnul Augustin Ioan. Este alături de noi, chiar dacă fizic nu este alături de noi, dar vom citi un mesaj chiar foarte interesant din partea dânsului, domnul Victor Agapiescu, și nu în ultimul rând, domnul Adrian Ionescu Miu. Aș vrea să spun că cele două cărți despre care noi vom vorbi astăzi, Ortodoxie masonică și istoria francmasoneriei, în cadrul evenimentului Regularitate și istorie masonică, cele două cărți fac parte din, cum spuneam, din colecția Artă Regală, din care, bineînțeles, că mai fac parte și alte două titluri foarte importante pe care noi, la ediția de anul trecut al Târgului Gaudeamus, l-am lansat. Este vorba despre francmasonerie și companionaj de René Guénon și Misterele Artei Regale de Oswald Wirth. De mai bine de două decenii, domnul Vasile Zecheru este preocupat să cunoască și să înțeleagă sacrul și esența sa inițiatică, precum și formele tradiționale actuale, vii și autentice. Ca atare, dânsul a publicat mai multe cărți și articole în această materie subtilă și fascinantă, fiind unul dintre prietenii și susținătorii editurii Herald, cu care în ultimii 6 ani a dezvoltat o colaborare rodnică, unanim apreciată. Domnul Vasile Zecheru, înainte de a-i da cuvântul și a-i prezenta pe ceilalți invitați, țin să menționez că este coordonatorul colecției editurii Herald, intitulată Artă Regală. Bună seara tuturor! Pentru început vreau să vă mulțumesc că ați rupt din timpul dumneavoastră prețios și sunteți alături de noi la acest eveniment. Lansăm două cărți dintr-o serie ambițioasă de cărți masonice, unele dintre ele publicate, altele inedite. Cărți care sperăm să introducă un nivel de claritate mai mare în mentalul colectiv privind acest fenomen misterios. Pe parcursul evenimentului voi prezenta invitații noștri, începând cu Horia Nestorescu Bălcești, care... care ne va spune câteva cuvinte despre ce înseamnă de fapt istoria francmasoneriei. De ce trebuie să mai și studiem istoria francmasoneriei ca să ne facem o idee despre tot acest vârtej nebulos, nu știu cum să-l numesc, acest fenomen care ne și atrage, dar în același timp ne și sperie câteodată. Horia nu mai are nevoie de prezentare, astfel încât... Bună seara! Mărturisesc sincer că nu trăiesc un sentiment de invidie plăcută. Eu credeam la un moment dat că editura Nestor are apanajul de a scoate carte masonică și cu deosebire carte despre istoria masonerii. Constat cu plăcere că vine din urmă și sunt ferm convins că ne va depăși editura Herald. E un motiv în plus să vă felicit și să fiu
fericit că sunt alături de voi, chiar dacă voi sunteți la parter și eu sunt undeva la Cucurigu. Vă mulțumim! Apropo de carte, undeva în această carte, Alban MacKay împarte istoria, de fapt, în preistorie și istorie. Preistoria fiind apanajul legendelor, istoria fiind strict documentar. Cum am avut de-a lungul a câtorva decenii preocuparea de istoric al masonerii, îi dau perfectă dreptate lui Mecher. Perioada de preistorie este frumoasă, legendele sunt superbe, dar când vrei să vorbești cu adevărat despre masonerie și despre istoria ei, ai nevoie, fără îndoială, de documente. Cineva făcea o glumă, pentru că suntem acum la aniversarea 300 de ani de la Marea Lojă a Londrei. Atunci, la întâlnirea aceea celebră de la taverna Gâsca și Grătarul, apropo de istoria masonerii, se spunea că gurile rele spuneau că de fapt a fost o întâlnire gastronomică și nu una rituală. Evident că într-o tavernă nu putea fi o întâlnire rituală. Și că de fapt ei acolo doar au hotărât în principiu să facă o mare lojă. Ceea ce s-a și întâmplat, evident, în 1721. Da, dacă ei vor să sărbătorească 1717, eu n-am nimic împotrivă. Din pot, sunt fericit că astăzi putem vorbi, iată, pe cartea lui MacKay. Când vorbim de istorie, și ceea ce mă interesează cel mai mult pe mine, e să facem și istorie comparată. Adică, nu vorbim de pildă, de istoria masoneriei române așa ca de un fenomen izolat. Nu. Vorbim de istoria masoneriei române într-un context universal. Pentru că nu o să înțelegem niciodată dacă extragem, dacă rupem componenta națională de cea universală, nu o să înțelegem niciodată masoneria, să zicem, română. Cu atât mai mult, astăzi, sărbătorim, nu, recunosc, nu 300 de ani de la Marea Lojă Română, dar sărbătorim 285 de ani de la prima lojă constituită pe teritoriul țărilor române. Să lăsăm modestia deoparte și să afirmăm cu tărie că suntem contemporani cu masoneria engleză. 285 de ani înseamnă mult, mult comparativ cu multe, multe alte țări din jurul nostru. La Iași. Și încă un lucru, ca, pentru că am amintit de această primă lojă de la Iași. S-a spus mult despre componența masoneriei, inclusiv că a fost afurisită de biserică. E adevărat, biserica catolică a dat o mulțime de bule secole de-a rândul. Dar, ceea ce nu se știe, în prima lojă, de la 1732, întâlnim un preot, Ursul Tocăltiu din Iași. Iată că până și în prima lojă întâlnim un preot. Istoria, dacă nu e făcută pe document, așa cum spune MacKay, riscă să fie o ficțiune. S-au scris în prefață
fratele, nu prietenul meu, spune lucrul acesta. Plouă cu istorie. Dar istorii făcute după ureche. Istorii făcute, sunt unii autori, nu vreau să dau nume, se așează la birou, adună 10 cărți, pișate sau nu, și scoate peste noapte o istorie măsunării. N-are nicio valoare, nici măcar de popularizat. Metei spune clar, pe documente, istoria adevărată se scrie pe documente. Nimeni nu poate spune, n-avem documente. Trebuie să vă spun că am bătut Europa de la un cap la altul. Biblioteci, muzee, arhive. Acolo unde, de pildă, de la început mi s-a spus, fasciștii au distrus arhivele. Franco a distrus, Mussolini a distrus, nici pomeneală, nici măcar comuniștii noștri nu le-au distrus. Dintr-un singur motiv, aveau nevoie de informații, aveau nevoie de listele masonilor. Într-un bunker din Spania se află o arhivă românească. La un moment dat am rugat un prieten, pot să îmi aranjez să văd și eu arhiva respectivă? Și după o săptămână mi-a spus, trimite, te rog, o adresă la Ministerul Culturii al Spaniei. În două săptămâni am avut un CD cu întreaga arhivă românească din Spania. Și peste tot în lume se găsesc. Numai să vrei să scrii cu adevărat istoria. Se scrie greu. Se scrie foarte greu. Când e vorba să ai mii și mii de documente în față. Metei a făcut-o. Și este bucuria noastră să avem, iată, datorită editurii Cera. Nu vreau. Nu numai atât, dar pe masă aveți 4 cărți din această colecție și vă urez cât mai mult. Mulțumim foarte mult. Acum am să-i dau, pentru că domnul Horia Nestorescu Bălcești se grăbește, am să-i dau cuvântul domnului Vasile Zecheru să-i prezinte și pe ceilalți invitați și, bineînțeles, titlurile despre care noi vorbim în această seară, istoria francmasoneriei de Albert McKay și ortodoxie masonică de Jean-Marie Ragon. Misiunea mea este simplă. Domnul Adrian Miu Ionescu este președintele de onoare al SOGLIA, un centru de recunoaștere masonică, și ni s-a alăturat aflând de evenimentul nostru pentru a completa cu elemente din prezent despre toată această problematică vastă intitulată Regularitatea masonică, și domnul profesor Augustin Ioan, un mai vechi colaborator și prieten al Herald, căruia pentru început o să-i dau cuvântul pentru a ne introduce în problematica despre care vorbeam, având ca pretext o carte pe cât de interesantă, pe atât de incitantă. Ea se numește Ortodoxie masonică și a fost publicată la mijlocul secolului al XIX, 1858, mi se pare, de către cel care a fost supranumit cel mai cult mason al generației sale. Augustin, te rog. Vă mulțumesc. Am să preiau un fir pe care a lansat domnul Nestorescu Bălcești, a tras o fumigenă și ne-a părăsit.
Să știți că sunt mai mult de 300 de ani de când există fusionerie operativă în orice caz în România. Dovada peremptorii este pe fațada Mănăstirii Preți, unde meșterii care au construit, șeful de șantier, meșterii care au construit și care au împodobit, sunt reprezentați în ținută rituală și cu trestia albă plicată în mână, ca îngerul din Biblie. Vasile Lovinescu a interpretat numai că acolo se pat câmpii. De fapt, problemele nu mai simplu. Este chiar echipa care a construit și care dovedește că fusese inițiată prealabil și era pregătită pentru un tip special de arhitectură. Încă nu vreau. Eu sunt arhitect și trag totdeauna scuza păturca. Deci masoneria operativă am de cel puțin 320 de ani. Dacă e adevărat că Antonio Del Chiaro, secretarul lui Brâncoveanu, a rămas și e adevărat, că a revenit în Valahia. Am întrebat în întâmplător unde e prima, pentru că se pare că fusese la Caraț prima, cel puțin cea care ribocă pe Del Chiaro. Da, să spunem că a fost de aici. Deci avem o tradiție îndelungată, dacă nu acceptăm acest 17-17 ca cezură, ca tăietură. N-am competență mare de a judeca, să zicem, calitatea acestui text care are mai mult de 150 de ani, dar am competență să judec calitatea studiului introductiv în acest volum, și că este cea mai bună calitate. Am văzut invocat de pe mult mai târziu față de vârsta textului, mult mai târziu pianon acolo și acolo am citit ceva, mai ales pe domeniul acesta al inițierii în masonerie și era o discuție pe care Vasile și cu mine am avut-o anul în urmă despre potențial și actual, despre inițiabil, despre ce, cum îl alegi, cum îl pregătești, cum îl ții și ce se întâmplă după aceea. Eu recomand în primul rând ca ca ghid de lectură, pentru că textul Amintere este destul de consumat. Adică face trimitere la niște referințe pe care nu le putem propriu-zis verifica. El are valoare în sine ca text de istoric, ca text datat istoric. Atrag de asemenea atenția asupra faptului că volumul lansează o sintagmă de tipul gheață fierbinte, un oximoron. Raportul între ortodoxie și masonerie este citat ca termen, dar este vorba în primul rând despre dreapta credință, ca să spunem așa, adică despre regularitate, despre păstrarea landmark-urilor, despre toate lucrurile acestea care consacră, să spunem, un tip de discurs. Spre deosebire de rătăcire, față de deosebire de rătăcire de la aceste care. E o carte care trebuie parcursă într-o bibliotecă pe care Vasile Harnic, cum îl știu, sunt convins că o va ridica pe parcurs și va ridica și vârsta, pentru că e vorba în primul rând de literatură de bază, dar în sensul propriu, adică aflată mai la începutul de masonerie, cu literatură contemporană. Am văzut apropo de studii introductive și referit la cele trei volume cu Maestru Z și cu ucenicul A, care poate să apară într-o singură carte, poate le faci chiar în colecția ta de carte de fragmasonerie. Pentru orice un cultivat, nu numai pentru fragmasonist, e bine să știți istoria fragmasonerii, care în foarte multe puncte și mai cu seamă în cele importante, se confundă cu istoria însăși. Adică, în orice caz, în evenimente formatoare, cel puțin pentru România, se confundă cu istoria. Adică nu trebuie să spun istoria frumoasă, trebuie să spun istoria. Pentru că ei făceau exact aceste lucruri și într-un anumit fel continuu sau. Mulțumesc! Mulțumim lui Augustin Ioan pentru prezentarea sa și pentru îndemnul la lectură. Într-adevăr, cartea nu mai este de actualitate. Ea trebuie repovestită generației actuale. Eu mi-am luat în serios rolul de Midrash, așa se numește cel în spiritualitatea ebraică, cel care face acest serviciu pentru generația lui, pentru generația contemporană, repovestește temele din trecut, le readuce în atenție și pune accentele în funcție de realitatea curentă. Regularitatea este marea problemă a masoneriei actuale. Regularitatea, în fond, în cuvinte puține, înseamnă conformitatea cu tradiția.
tradiția aceea cu majuscule, care înseamnă cu Dumnezeu înăuntru. Dacă înțelegem acest lucru, tradiția așa cum a fost definită de Genom. Dacă înțelegem acest lucru, atunci nu ne rătăcim. Alminteri, ne luăm repere mișcătoare și ajungem la concluzii foarte diferite de ceea ce ar trebui să fie. N-avem ce să inventăm aici. Tradiția nu este în antagonism cu modernitatea, așa cum se spune de obicei. Tradiție și modernitate, știți, celebra antinomie. Nu, tradiția este opoziție cu dezordinea, cu anarhia, cu haosul. În sfârșit, ca unul care, fără să dezvolt acum, pentru că o să mă rezerv pentru partea finală, ca unul care este implicat în acest proces mai amplu, o să-i dau în continuare domnului Adrian Miu pentru a ne spune câteva cuvinte, în principal din poziția sa de președinte de onoare al Soglia. Și să ne spună și ce este Soglia. Bună seara! Mă numesc Adrian Ionescu Miu. Sunt președinte de onoare al Soglia. Soglia este o organizație de mai roși, formată acum niște ani, care s-a format ca o, nu i-aș zice contrapondere, dar s-a format pentru a umple un gol lăsat de alte organizații care poate nu-și fac pe deplin datorii. Ca urmare, mai multe mari logi din Europa s-au unit, au discutat și s-au gândit să formeze această organizație. Bineînțeles că am chemat și organizații din alte continente. În momentul ăsta suntem 35 de organizații. Și din momentul în care ne-am constituit, am început să fim o contrapondere a altor organizații care sunt foarte stricte și care, după părerea noastră, poate au exagerat un pic cu drumul pe care au luat. Vasile de Lume spune, îi place să spună lui Vasile despre Soglia că este un gol de regularitate. Poate e de recunoaștere a regularității. E poate un pic prea mult, dar și-a asumat Soglia și acest rol. Dar haideți să vorbim întâi despre regularitate ca să înțelegem ce este ea. Regularitatea prima dată a fost, mă rog, enunțată și, mă rog, principiile ei au fost enunțate de către o mare lojă engleză. De atunci nu s-au schimbat foarte multe și, din punctul nostru de vedere, ăsta e un lucru bun. Eu sunt de formație inginer. În principiu, dacă respecti niște reguli, ai o anumită calitate. În momentul în care nu le mai respecti, ți-ai pierdut acea calitate. Pe același principiu se bazează și regularitatea. Deci nu este un lucru foarte complicat, nu este un lucru complex. Îndeplinești niște criterii, ești într-o barcă. Nu le mai îndeplinești, ai trecut în altă barcă. Acum, din păcate, deși unele mari loji îndeplinesc aceste criterii, totuși sunt ținute deoparte datorită altor interese, despre care nu vreau să vorbesc acum. Ca urmare, noi ne-am asumat acest rol de a recupera lojile regulare, dar care nu sunt recunoscute. Diferența între regularitate și recunoaștere este foarte mare. Recunoașterea ți-o dă o altă organizație, regularitatea o ai dacă respecti aceste principii despre care am vorbit mai devreme. Ca urmare, această organizație, Soglia, a început să crească și din ce în ce mai multe organizații vin către noi, tocmai datorită acestui fapt.
recunoaștem doar regularitatea. Nu ne interesează alte probleme politice, economice și, mă rog, de orice altă natură. Ar trebui poate să și traduc ce înseamnă Soblia. Soblia înseamnă Society of Grand Lodges in Alliance. Societatea Marilor Logi în Alianță. Am pornit aceasta tocmai pentru a putea unifica și a putea lucra împreună oameni din toate colțurile lumii. A fost faptul că noi ne-am dezvoltat așa puternic, este o dovadă a faptului că ne ducem pe un drum bun și am pornit pe o cale corectă, zic eu, și suntem ajutați. Suntem ajutați foarte mult, a spune, poate și de sus, poate și de cei care sunt alături de noi. Și asta este un lucru bun pentru cei care ne urmează nouă, fiindcă le lăsăm o cale pe care ei pot mult mai ușor să meargă. E foarte greu să pornești o organizație, e foarte greu să o dezvolți și poate la fel de greu să o menții după ce ai făcut-o. Noi încercăm să facem asta și vrem să fim un exemplu pentru cealaltă organizație din lume. Vă mulțumesc! În această seară ar fi trebuit să fie alături de noi și prietenul meu și al nostru, că sunt mai mulți cei care îl cunosc, pe Victor Agapiescu, însă din motive personale își cere scuze și ne transmite un mesaj de salut pe care am să-l rog pe Sorin să-i dea citire. Deci mesajul domnului Victor Agapiescu pentru publicul prezent la acest eveniment. Sunt onorat de invitația de a participa la lansarea acestor două cărți majore, Ortodoxie Masonică de Jean-Marie Ragon și Istoria Francmasoneriei de Albert Mathey, și aș zice indispensabile în formarea masonilor și nu numai. Ele se înscriu magistral în istoria ideilor ordinului masonic și a tradiției inițiatice perene și autentice. Trebuie să spunem că în numai două decenii, Biblioteca Masonică Românească a făcut un salt impresionant, recuperând un decalaj ce părea dificil de depășit. Este meritul celor puțini care au tradus din limbile de circulație internațională și au editat cărți despre francmasonerie și cărți de francmasonerie. Este de asemenea meritul editurii Herald, care a promovat acest gen de literatură și autori precum Vasile Zecheru, promotorul unor lucrări cu adevărat valoroase. Creația acestuia este pentru mine o referință prestigioasă prin cunoașterea profundă a tradiției inițiatice universale, prin exigența conceptuală și prin expresia stilistică. Îl rog să-mi ierte cu dezanța acestui elogiu, dar cum spunea Tudor Arghezi, o laudă este reală atunci când nu este târâtă. Ea nu poate fi decât sinceră sau nu este o laudă. Se cade să fim deci bucuroși și să o spunem atunci când avem în față realizări de valoare. Termin prin a spune că am avut bucuria să trăiesc renașterea masoneriei românești și să văd cum ordinul s-a înșghebat și apoi s-a maturizat, chiar dacă abia acum putem întrezări mai bine viitorul său în România. Iată, colecția noastră începe să prindă contur. Avem deja patru titluri importante, care ca patru coloane susțin o construcție. Sunt patru autori foarte importanți în această materie, despre care nu putem să ne permitem să avem opinii dacă nu punem mâna pe carte să ne documentăm în prealabil. Venind în coace, împreună cu doamna mea, am avut o discuție și ne gândeam, uite, lumea e atât de frământată acum, e moțiune de cenzură, cresc salariile, sau mă rog, scad pensiile, sunt benzina cu roborul, iar noi ne ocupăm de regularitate și are această chestiune vreo importanță? Putem noi să schimbăm cu acest subiect ceva, cumva?
Da. Putem să schimbăm exact ceea ce vă spuneam la început. Nivelul de claritate al mentalului colectiv. Ca să reduc la un slogan pe care nu l-am lansat eu, Osho l-a spus. A spus ceva de genul iluminarea singura revoluție. Aceasta este. Masoneria ar avea ca scop profund, fundamental, principal, să îl conducă pe adept încet, încet, treaptă cu treaptă, prin metodă și prin maestri calificați, către vederea stelei înflăcărate, adică, altfel spus, către iluminare, către acea întâlnire lăuntrică cu Dumnezeu, dacă vreți să folosesc cuvinte grele, dar dumneavoastră luați doar metafora din ce am spus eu acum. Aceasta este esența. După ce am făcut un procent de științific, spune radical din 1%, radical din 1% din populație, dacă ar medita și dacă ar ajunge la această iluminare, pur și simplu s-ar coagula această claritate în căpșorul nostru. Și n-am mai vota oameni care să ne reprezinte așa cum ne reprezintă, n-am mai produce acțiuni care nu fac altceva decât să consume resursofage, n-am mai face multe lucruri dacă ne-am clarifica noi la minte, fiecare dintre noi. N-o facem și atunci exersăm, să nu ne minunăm de consecințe. Acum, eu în gând îi mulțumesc lui Aurelian Scrima pentru această inițiativă. Am mai spus, în decembrie 2015 am avut o discuție după lansarea cărții Ars Moriendi la un ceai. Nu, era un ceai dansant, un ceai așa tradițional între noi, făceam un ceai neîndulcit și vorbeam. Și acolo a spus, dar n-ați vrea să facem împreună o colecție? Și eu atunci, de carte masonică, dumnealui până atunci scosese deja la Herald foarte multe cărți masonice. Eram invidios că cineva a citit mai multă carte masonică decât mine, spre exemplu, și decât Buluță, Dumnezeu să-l odihnească, care avea o colecție, o bibliotecă extraordinară. Acela era Aurelian Scrimă. El, prin ceea ce făcea, trebuia să citească acele cărți. Așa s-a și pronunțat cu prima noastră carte, cu Ab initio. A spus și că, domnule, au venit mulți la mine aici ca să-mi propună cărți masonice, nu știu, dar nu vreau să mă amestec cu... Pentru că el știa, avea viziune, știa ce trebuie. Era cu claritatea la punctul maxim. Aceasta despre colecție. Să ne ajute Domnul să o ducem mai departe. Avem promisiuni importante și cărți pe rol, cărți foarte tari în continuare. Ulmshorst, încă o carte de McKay. Așa. Acum despre cele două cărți. Cartea cu ortodoxia masonică este, într-adevăr, m-am spus și în cuvântul de început, vag revolută, depășită cumva ca informație. Vorbește despre evenimente de acum 100 de ani care nu se mai leagă cu ceea ce știm noi. Însă este un pretext minunat să vorbim despre regularitatea masonică. Aceea autentică, nu aceea pe care și-o arogă unii, adică ești regular numai dacă plătești cotizația la mine. Astea sunt niște prostii, niște aberații la ora actuală. Nu discutăm despre asta. Trebuie să îndeplinești niște criterii ca să putem vorbi despre o regularitate. Cum a spus și domnul Ionescu, să îndeplinim niște standarde. Când îndeplinim acele standarde, le bifăm, atunci într-adevăr ești. Dacă nu, nu ești. Poți fi. În sfârșit, studiul pe care îl atașez lucrării este foarte prea elaborat și putea să fie o carte separată. Așa am și vorbit cu Victor Agabiescu inițial și cu Augustin să facem o carte despre regularitate.
însă nu s-au strâns materialele necesare, au fost prea puține și atunci am lipit tot această contribuție la o carte existentă, care a constituit și pretextul acestei problematici pe care o relansăm în dezbatere acum, în secolul 21. Cea de-a doua carte este iar o carte minunată despre istoria francmasoneriei. Îmi pare rău că a plecat Horia, pentru că voi spune niște lucruri despre abordarea aceasta istoricistă, care nu ne duce nicăieri. Pur și simplu, această abordare ne ajută să nu comitem și noi greșelile trecutului, să le cunoaștem ce s-a întâmplat și să nu le mai repetăm. Este important. Însă, pentru studierea sacrului, sunt 8 metode consacrate, a noua fiind o metodă compozită, care rezultă din îngemânarea cu simț artistic a celorlalte 8 abordări. Această abordare este specifică lui Albert McKay. Albert McKay face un lucru extraordinar aici în carte. Spune așa, simplu, masonerie egal geometrie. Extraordinar. Adică aceasta leagă tot fenomenul de la Pitagora, de când începem noi să tot vorbim, Euclid, Platon, care au fost criptopitagoreici, Vitruvius, maestri Comancini, Colegia Fabrorum la romani, toate aceste organizații, Steinmetzul german și companionajul francez, toate aceste organizații au avut această frăție pe baza unei meserii. Meseria era aceea de constructor, de arhitect, dar aceste meserii sunt aplicații ale geometriei. Geometria era în plan subțire, fundalul și filonul acestui traseu inițiatic iudeo-european, pe care îl preluăm și noi și încercăm să-l ducem mai departe. Două cuvinte și mă opresc. Aceasta este diferența între credință și cunoaștere. Inițierea îți dă cunoaștere. Îți dă ceva fundamental, adică să nu crezi nimic. Eu te pun în situația să cunoști și după ce cunoști, te minunezi și îți dai seama că ești față în față cu Dumnezeu, cu creația și cu planul lui Dumnezeu, cu voința revelată. Credința este cea pe care o primești de la, prin intermediar, de la preot, de la... Și crezi pentru că spune preotul, nu-i rău. Tot acolo ajungi, tot la Dumnezeu, dar aceasta este marea diferență, cumva. Eu sper că am reușit să incit aici cât de cât publicul. Văd că există, vă mulțumesc, în primul rând, văd că există și întrebări din, sau mă rog, comentarii din doamna Roxana Cristian. Vă rog să veniți la microfon. Vreau să zic domnul Vasile Zecheru, să aude, că vreau foarte mult să auzi ce vreau să spun. Mă aproape? Da. A zis că să nu facem greșelile trecutului. Și de aceea eu mă grăbesc să fac o erată, micuță, la ceea ce a spus domnul Augustin Ioan. La un moment dat a spus, vorbind despre Vasile Lovinescu și eseul lui despre Cristian de Aur, că este bătaie de câmp. Erata e așa. Nu e bătaie de câmp, ci bătaie de câmpii Elisee. Atât am să vă spun. Mulțumim. Înainte de a... Eu mi-am mai notat ceva, un citat care cumva reliefează și evidențiază, subliniază ceea ce înseamnă masoneria, înainte de a încheia acest eveniment.
Masoneria susține că există o cale de viață superioară și mai tainică decât aceea pe care călcăm de obicei și că atunci când lumea exterioară își pierde atracția pentru noi și se dovedește insuficientă pentru împlinirea nevoilor noastre mai adânci, vom fi siliți să ne întoarcem în noi înșine, să batem la ușa lumii noastre interioare. Pentru această lume interioară și pentru calea care duce la ea, masoneria ne promite lumina, ne trasează jaloane și arată condițiile care ne permit progresul. Acesta este singurul scop al masoneriei. Vă mulțumim că ați fost în această seară alături de noi. Vă mulțumim că ați fost în această seară alături de noi cu îndemnul, cu mesajul de a citi cele două cărți din colecția Arta Regală, Istoria Francmasoniei de Albert McKay și Ortodoxie Masonică de Jean-Marie Ragon, de asemenea și cealaltă două titluri menționate mai devreme de domnul Vasile Zecheru, Francmasonerie și Compagnonaj și Misterele Artei Regale. Vă mulțumesc foarte mult!